noutate, anul acesta operele rezultate vor fi de dimensiuni mai mici, pentru ca mai apoi acestea să poată fi expuse în muzee și în saloanele de artă. Potrivit organizatorilor, la această ediție vor participa 3 sculptori din străinătate și 4 din România. Locul de desfășurare, așa cum au fost primele ediții ale acestui simpozion internațional, pe digul Jiului, în apropiere de locul unde suntem acum, în spatele Muzeului de Artă. Acolo există și sursele necesare de curent, de apă pentru sculptori. O noutate pe care o aduce ediția din acest an este faptul că nu se vor mai lucra opere monumentale. De data aceasta am optat pentru opere de dimensiuni mai mici care pot fi expuse în muzee, în saloanele de artă. Costurile estimate ale evenimentului sunt de 90.000 de lei. Artiștii vor primi o sumă de bani la finalul simpozionului. Este vorba despre 900 de euro pentru fiecare artist. 900 de euro fiecare. Iar lucrările, ca de obicei, vor fi cedate cu drepturi de autor, cu tot primăriei municipiului Târgu Jiu. Cei 3 artiști străini sunt din Germania, Bulgaria și Spania.